Asociația Sirinia există din 2011 și are activități în Berzeasca, cele mai vizibile fiind taberele de vară pe care noi le-am organizat, anul ăsta fiind a patra. De anul trecut avem activități și în Arad. De fapt, ideea noastră a fost să desfășurăm activități în trei județe, Caraș, Timiș, Arad. Reușim lucrul ăsta, Berzeasca e vârful icebergului, e ținta noastră și o să vedeți în filmulețele pe care noi le-am pregătit pentru dumneavoastră care sunt, care viziunea și scopul și acestui proiect și a proiectelor pe care noi le desfășurăm în zona asta. Cu siguranță există multe întrebări. Eu m-aș bucura foarte mult ca partea de întrebări și răspunsuri să puneți toate întrebările pe care le aveți legat de cine suntem, ce facem, de ce aici. Pentru că începând proiectul ăsta și proiectele, da, s-au pornit câteva valuri și există anumite întrebări și suntem și datori și dornici să vă răspundem întrebărilor legate de ce se întâmplă, de ce oamenii ăștia aici, de ce în contextul ăsta, ce caută, ce vor. Thank you to all of you.
Lora a zis că e aici să ajute pe copii și ceea ce simte ea să zică e că vă mulțumește tuturor. Gracias a todos por venir. Estamos muy contentos de poder estar aquí viviendo esta experiencia. Amaya, vă mulțumește frumos că ați venit în seara asta aici. Pe lângă ei, deci pe lângă voluntarii străini care nu mai sunt pentru noi de mult, niște voluntari, sunt niște colaboratori, echipa Sirina e asta. Cristina, coordonator de proiect, Miha, care coordonează activitățile de la RAD, ține relația cu presa, tot ce vedeți poate pe media, presă, TV, vine din, de la Miha. Estela, o să cunoașteți anii următori, contabila noastră și echipa noastră se mărește de la an la an. Există din rândul copiilor și o să facem lucrul ăsta de fiecare dată când o să avem șansa în fața comunității. Din rândul copiilor există un copil care s-a implicat 100%, care îi ajută foarte mult pe voluntari, îi sprijină, traduce pentru ei, muncește cot la cot cu ei. Vreau să-l aduc aici în față și să-l aplaudăm și vreau să știe el că el este membru al Asociației Sirinia de astăzi, că e cu noi în echipă și că contăm pe ajutorul lui Răzvan din aici. După spectacol, moșul a zâmbit mulțumit și le-a făcut cu mâna din sania sa celor din căminul cultural unde s-a petrecut toată acțiunea. Apoi și-a mânat renii spre alte sate pentru a lăsa alți oameni la fel de fericiți. Foarte frumoase, ne distrăm foarte bine cu ei, în fiecare zi învățăm lucruri noi și mie îmi plac de toți. Ți-ar plăcea ca vreodată să fii voluntar în altă țară? Da, de ce nu? Care țară o ai în minte? Mai multe. După cum am văzut, îmi place mai mult Spania. Ai învățat anumite lucruri noi în activitățile cu voluntarii străini? Da. Foarte multe lucruri am învățat. Ce ai învățat? Tot felul de jocuri, cântece, distracție, maxim a fost cu ei. Când o să fii mare, te-ai gândit să pleci voluntar într-o altă țară? Da, m-am gândit. Oriunde în Europa și peste. Ca și coordonator de activități, ce înseamnă acest proiect european cu voluntari străini în localitatea Berzasca? Pentru copii înseamnă un ajutor foarte mare, în sensul că îi ajută foarte mult. Ei la școală primesc o educație, dar o educație formală. Această educație pe care o fac voluntarii este o educație non-formală, pe care lor le place mult mai mult, este mai distractiv și îi ajută mult în zilele ce vor fi în fața lor. Copilașii îmi spuneau că atunci când vor fi mare, vor dori să meargă să fie voluntar. Tu în trecut ai practicat activități de voluntariat sau te-ai gândit să pleci ca voluntar în străinătate, având în vedere exemplul lor? Foarte puțin, într-adevăr, pentru că nici n-am avut posibilități să vedem să fie voluntari în localitățile în care am aici învecinate, dar este o activitate pe care mă bucur că alții au posibilitatea să o facă.